Salutare, prieteni! Știați că crabii sunt deseori prinși cu mâinile direct de pe gheață? Sau ai văzut cumva cum reacționează câinii la un patruped robot? Dacă nu, urmărește această secvență. Astăzi ți-am pregătit super momente și tot felul de bunătăți. Dă un like, apasă pe clopoțel și să începem! S-ar putea crede că acest filmuleț arată un nou tip de divertisment pentru turiștii sofisticați, poate undeva prin Australia. Dar de fapt a fost filmat în Maldive și în fața ta este doar o metodă veche de pescuit. Pescarii din insulele paradiziace aleg această metodă nu doar pentru că este ieftină, ci pentru că este și ecologică. Bineînțeles, dacă prinzi pește cu plasa, vei prinde mai mult, dar acești pescari preferă metoda clasică. Poate nu este atât de mișto, dar pescuitul la răsăritul soarelui cu o undiță este o plăcere nevinovată. În Alaska, o simplă escapadă la pescuit îți poate aduce mulți crabi, care sunt considerați o delicatesă culinară pentru localnici. Totuși, în multe locuri, pescuitul individual este interzis și trebuie să ai o autorizație specială din partea autorităților. Cu toate acestea, animalele sunt destul de valoroase și pot fi prinse doar în anumite perioade ale anului, pentru a nu interfera cu reproducerea lor. Poate vă amintiți de câinele robot din Boston, care a devenit un mem adevărat. Pur și simplu au ieșit în vânzare, dar prețul lor era exorbitant. Dar în Rusia, analogul său merge deja pe străzi. Totuși, ar trebui să mai lucreze la socializarea cu ceilalți câini, fiindcă se pare că ceilalți nu sunt deloc încântați de prezența lui. O singură întrebare. De ce? Această metodă este uneori folosită pentru mărirea minelor. Ei pun explozibil în subteran și bum! După explozie, ei au acces mai ușor la minereuri. Oare și tu ai avut un prieten în copilărie care găsea cele mai bune ascunzișuri? Hei, cine mă deranjează? Probabil așa vom arăta și noi atunci când se va termina pandemia și în sfârșit se vor vinde bilete la festivalurile de muzică. Sfatul zilei. Vântul puternic în munți și o sticlă de apă creează o combinație perfectă de amuzament între prieteni. Așa suntem și noi atunci când suntem nervoși, dar spunem că totul este bine. Hei, prietene, ce faci aici? Uneori foamea te face să-ți pierzi mințile. Te ridici noaptea din pat, mergi la baie, deschizi ușa și vezi asta. Apropo, aceasta este o rasă destul de comună de câini chinezi și, cum spune proprietarul, prietenul lui este cea mai bună versiune. Se presupune că acești câini sunt un semn al bogăției, sunt veseli și iubesc copiii. Păcat că această căprioară a aflat doar acum ce înseamnă un tobogan. A simțit din plin efectul lui. Cine a spus că patrupezii nu sunt buni la parcurs? Tipul se plimbă pe un iaht și hrănește pescărușii cu pește. Se pare că pentru el este un lucru complet familiar, iar pe flămândele păsări nu le deranjează deloc. Hei, dar pentru mine nu a mai rămas nimic? Spune aleul de mare care a sărit din ocean, iar manierele sale s-au dovedit mai rele decât cele ale păsărilor. Sfat de viață. Zâmbește în orice moment al vieții, iar oamenilor le va fi mai greu să te rănească. Acest pește a avut norocul să fie pescuit de niște oaspeți neinvitați, care pur și simplu nu au putut rezista farmecului său și l-au lăsat să plece.
Cu toții avem un astfel de prieten care, ei bine, ia sărbătorile prea serios. Dar nimeni nu-l va depăși pe proprietarul acestei case, care în ajun de Halloween a instalat un distribuitor automat de dulciuri în curtea sa. Aș vrea și eu unul la casă! Se pare că Remy din Ratatouille avea nevoie urgentă de un ingredient în bucătărie, iar Linguini nu mai era în apropierea sa să îl ajute. Această fată a decis să-i facă o farsă câinelui și s-a prevăcut că îl pune la dietă și, în mod clar, nu s-a așteptat la această reacție din partea lui. Prieteni, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Cu pași mici devenim o comunitate mare, iar în curând ne apropiem de 10.000 de abonați. Iar acest lucru demonstrează că munca noastră este apreciată. Sunteți cei mai tari! Pe data viitoare!